Atunci când una sau mai multe persoane încearcă în mod repetat și intenționat să rănească o altă persoană, putem vorbi în mod clar despre hărțuire. Un bărbat de 34 de ani din comuna Bala, județul Mehedinți, este bănuit de trimiterea unor mesaje indecente, în mod repetat pe mai multe căi de comunicare. La data de 18 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat din județul Mehedinți care hărțuia o femeie din Gorj pe rețelele de socializare. La aceeași dată, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 34 de ani din comuna Bala, județul Mehedinți, bănuit de săvârșirea infracțiunii de hărțuire. Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul ar fi hărțuit o femeie de 32 de ani din municipiul Motru prin trimiterea unor mesaje în mod repetat pe mai multe căi de comunicare. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Această problemă chiar există și nu toți oamenii sunt imuni la comentarii răutăcioase. Cei care agresează online trebuie să se gândească de două ori înainte să fie răutăcioși, iar cei care trec prin asta trebuie să știe că pot să ceară și să primească ajutorul cuiva, fie că este vorba de prieteni, familie sau chiar secțiile de poliție din apropiere.